Mai multe percheziții au loc în acest moment la primăria Ploiești, în dosarul apartamentelor de lux, vândute de mai multe ori. Procurorii au ridicat deja documente de la Direcția de Urbanism. Ancheta vizează în primă fază activitatea Direcției de Urbanism a primăriei. Mai exact, primarul a confirmat aceste percheziții și a spus că este vorba de o procedură normală. În acest dosar, patru persoane, un notar, un avocat și doi reprezentanți ai dezvoltatorului imobiliar erau deja arestate preventiv. Grupul de persoane arestate, a, 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 i s-a alăturat acestui grup în săptămâna trecută încă o persoană reținută, Maria Tudose, notar public.